Global și Disney vorbește despre, da, trebuie. Cum se cheamă? O să vă vorbesc mestecometru. Mestecometru. Nu vreau să greșesc. Mestecometru. Mestecometru. Da, eu în primul rând vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Este un proiect foarte drăguț. Nu o să vă vorbesc foarte mult despre cifre, o să vă vorbesc foarte mult despre tehnologie. O să vă povestesc mai multe despre un joc. Mestecometru Orbic este o activare de shopper marketing total inedită. În România nu s-a mai făcut așa ceva. Este un proiect propus de Geometry Global pentru Relay România. Pleacă de la mănânci de investeci Orbit. Și ce ar fi mai natural decât un joc care să încorporeze un soft de face recognition. Practic, jocul se declanșează cu ajutorul gumei de mestecat, pe care nu așa o mestecă. Ce este mestecometru? Cum vă spuneam, este un joc. Este un joc care a fost implementat atât pe partea de shopper marketing in store, cât și în Facebook, aplicație foarte drăguță. Detaliile despre campanie. Campania a activat în două flight-uri. Au fost niște weekend-uri prelungite, de vineri până duminică, între rețelele de in-store în Modern Trade, orașe mari din București, în Kaufland, și în online într-un Facebook app, care a venit ca o coronare, dacă vreți, a ceea ce se întâmpla, de fapt, în in-store. Mecanismul din in-store era foarte simplu. Practic, tot ce trebuia să faci era să cumperi 3 pachete de Orbit. Să ajungi cu ele la insula, aveam o insulă spectaculoasă, foarte drăguță, pe galeria Kaufland, să dai bonul de achiziție promoterului, care ți înregistra un sistem, un user, apoi începeai să te joci, zâmbeai și câștigai. Despre ce era vorba mai exact? Odată ce userul era creat, oamenii trebuiau să vadă un filmuleț de scurtă prezentare în care li se explica foarte clar cum trebuie să se poziționeze în fața insulei mestecometru. Softul de face recognition le recunoștea trăsăturile. Oamenii își alegeau unul din personajele pe care vreau să le arunce în spațiu. Aceste personaje erau, bineînțeles, creaturile, food creatures-urile Orbit, cupcake-ul, cafeaua, sandwich-ul și gogoașa. În momentul în care ți alegeai adversarul, trebuia să începi să mesteci și mestecai cu putere, iar resturile de mâncare personalizate de aceste personaje erau trimise în spațiu. La final, bineînțeles, toți userii erau cu zâmbetul pe buze, mestecometrul declanșa o surpriză aparatul foto. O poză foarte drăguță, instant, era dată userului, împreună cu niște premii foarte, foarte atractive. Tricouri prenduite, kituri de Orbit pentru un an de zile, pachete de Orbit Professional, dar intrai automat și în tragerea la sorți pentru unul dintre cele trei mari premii, și anume un City Break fie la Roma, la Viena sau la Paris. Am un filmuleț pe care o să rog pe colegul meu să mă ajute să vezi, pentru că vreau să vă arăt exact cum ar fi colegul nostru, a făcut un mini test pentru voi. O să vedeți exact despre ce e vorba. De data aceasta, personajul principal este sandwich-ul. În funcție de cât de puternic mai este cai, personajul era trimis mai repede sau mai încet, levitat către spațiu. Evident, la sfârșit, spuneți și poza. Existau trei niveluri ale jocului. Practic, în in-store, dacă ai fi parcurs primul nivel, automat puteai să câștigi unul din premiile instant și să intri în tragerea la sursă, cum v-am spus, pentru marile premii. În schimb, mai existau încă două niveluri pe care le puteai juca doar pentru că vrei tu. Practic, se schimba scenariul și personajul pe care tu ți-l alegeai, pe care să-l trimiți mai departe în spațiu. Vizibilitatea din in-store a fost asigurată prin mai multe elemente cheie, cum ne-a plăcut, o să le spunem. În primul rând, mascotele, cu care ne lăudăm pentru că sunt foarte, foarte drăguțe. Evident, personajul pozitiv, pachetul Orbit și personajul negativ, food creature-ul sandwich.
Practic, mascotele se plimbau alături de șopări, le povesteau mai multe despre campanie, împărțeau flyere, semnul cu care șopării ulterior puteau merge la stand, le indicau evident insula, care oricum era, cum vă spuneam, spectaculoasă și toată lumea mergea, era atracția galeriei. Și insula aș vrea neapărat să o vedeți. Îmi pare rău că este foarte, foarte mare. Noi vrem să vă aducem astăzi aici, să o vedeți și să o testați pe proprii dinți, ca să zic așa. Poate cu altă ocazie. Din punct de vedere al rezultatelor, rezultatele au fost foarte bune în istorie. Am avut un reach de aproape 15.000 de persoane. Rata de conversie, când mă refer la rata de conversie de activare, mă refer la persoanele care au venit, au jucat jocul, dar pentru că nu au achiziționat cele trei pachete de gumă Orbit, nu au putut câștiga niciunul din premii. În schimb, cine vroia putea să vină să se joace oricum, era foarte amuzant. Rata de conversie de achiziție a fost una foarte bună și ea, de aproape 11%. Iar la nivel de feedback pe care noi l-am primit de la shoppers, shopperii au fost foarte, foarte încântați. A fost considerată o activare atractivă, o activare foarte amuzantă și peste 75% din oameni au cerut să ne mai întoarcem cu comentul cât de repede. La nivel de vânzări, din păcate nu vă pot da cifre exacte, sunt confidențiale, dar vă pot spune că în acele weekend-uri în care noi am fost cu mestecometrul în respectivele magazine, la produsele Orbit au fost înregistrate vânzări cu o creștere de peste 2%. În online, evident, era natural cumva să venim și cu activarea pe partea de online, pentru că a avut practic, a fost o combinație între tehnologie digitală și o activare de shopper. Aplicația a fost replicată și pe Facebook. O să vă arăt un picuț despre ce vă o să rog pe colegul meu să ne ajute. Practic, mecanismul rămânea oarecum același. Aveai, după ce te dai allow la aplicație, ca și user, vedeai prea frumosul filmuleț care îți explica efectiv pas cu pas ce este de făcut. Trebuia să scanezi logo-ul de pe pachetul Orbit, deci aveai nevoie de un webcam funcțional la laptop sau calculator. Îți alegeai, evident, personajul cu care vrei să te războiești, după care începeai să mesteci. Existau, evident, și aici niște premii foarte drăguțe. Am avut premii zilnice și premii săptămânale. Premiile zilnice au constat în tricouri prenduite, iar premiile săptămânale au constat în un MP3 player ca și marele premiu și kituri de gumă Orbit pe un an de zile. Și rezultatele campaniei pe Facebook au fost foarte bune. S-au depășit obiectivele setate la început. Vorbim despre o depășire a obiectivului de page likes cu 144%, respectiv acelui de app installs cu 157%. Ce pot să vă spun este că a fost un proiect destul de dificil de implementat din punct de vedere al faptului că era prima oară când se întâmpla asta. Da, pare foarte drăguț, pare foarte simplu pentru că este foarte simplu pentru user și pentru shopper. Pe de altă parte, a fost un proiect care a însemnat foarte multe ore de muncă, de implementare. Toate detaliile pe care voi le vedeți în joculeț, toate frunzele, toate personajele secundare care împănează, dacă vreți, joculețul, au însemnat ore foarte multe de muncă, au însemnat suport din partea clientului, suport din partea implementării, care nu a fost ușor de găsit, dar a fost un real succes, motiv pentru care cât de curând stați cu ochii pe noi și pe Weekly, pentru că o să ne întoarcem și în store și pe Facebook, mai mult, sigur, cum este comentul și sper noi cât de curând și cu alte proiecte la fel de drăguțe. Vreau să le mulțumesc celor din echipa Weekly, pentru că au fost extrem de curajoși. Da, Geometry Global a venit cu un proiect foarte drăguț, dar era, cum vă spuneam, o premieră și cred că trebuie foarte mult curaj ca să poți să te antamezi la un astfel de proiect. Adela Avram, Nicoleta Mihalache, Cătălin Zlat, vă mulțumim mult și o să vreau să-i amintesc și pe colegii mei.
Patricia Suliman este aici în sală cu noi, este artul care a lucrat trup și suflet pe acest proiect și mulțumim din suflet pentru că a ieșit extraordinar. Oana Gheorghe, Marius Matei, domnul Svet cu creative directorul nostru minunat, Cristina Ungureanu Plenor, Radu Glonț, New Business in the House. Subsemnata Cristina Petricanu, Cristina Burleanu, Raluca Samuilă și Ionuția Copache, dar și celor de la implementare vrem să le mulțumim foarte mult pentru că a fost un proiect greu care s-a finalizat așa cum trebuie. Dacă aveți întrebări, cu drag vă stau la dispoziție. Mulțumesc! I-ai menționat pe cei din echipă, foarte rar se întâmplă. Întrebări, vă rog? Nu sunt, a fost la obiect, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc.